Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Avertizare meteo de ultimă oră, cod galben în Bacău pentru ninsori și vânt puternic. Viscolul lovește județul Bacău, drumuri blocate și localități fără curent electric. Primarul Victor Laurențiu Neghină invită publicul la o seară de teatru cu o comedie spumoasă. Avertizare meteo de ultimă oră, cod galben în Bacău pentru ninsori și vânt puternic. Meteorologii au emis o nouă avertizare meteo de cod galben pentru județul Bacău, valabilă în intervalul 5 aprilie, ora 10, 6 aprilie, ora 14. Conform acesteia, predomină ninsorile și se va depune un strat de zăpadă, mai ales în zona de munte. De asemenea, vântul va avea intensificări cu viteze de 55 și până la 60 de km pe oră, viscolind temporar ninsoarea. Pe arii restrânse se vor cumula peste 20 sau chiar 25 de litri pe metru pătrat. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Ene al județului Bacău recomandă tuturor șoferilor să evite deplasările pe drumurile publice pe timpul ninsorii și să informeze în prealabil autoritățile dacă pe traseul stabilit există drumuri blocate. Este important ca autoturismele să fie echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă cu anvelope specifice sezonului rece, cu lanțuri antiderapante, lopată și săculeți cu nisip. Pentru a evita situațiile de urgență, recomandăm ca în perioada de ninsor și vânt puternic să evitați apropierea de stâlpi, copaci, panouri publicitare sau construcții cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate. Urmăriți cu atenție buletinele meteorologice și recomandările autorităților și evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ. Pompierii militari Băgoan sunt la datorie pregătiți să intervină în sprijinul comunităților pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase. Deși până în prezent nu s-au înregistrat victime, se recomandă tuturor să fie precauți și să respecte regulile de siguranță în trafic. Pompierii băgăoani sunt eroii intervențiilor în perioada codului portocaliu de vreme severă. În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu, pompierii militari din județul Bacău au desfășurat misiuni importante pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative. Pe 4 și 5 aprilie, echipajele operative din cadrul subunităților din județ, precum și serviciile voluntare pentru situații de urgență, au intervenit în numai puțin de 32 de misiuni pentru degajarea arborilor căzuți. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale au fost semnificative, mai ales în ceea ce privește avarierea autoturismelor. Pe lângă intervențiile pentru degajarea arborilor căzuți, forțele de intervenție au efectuat și recunoașteri în teren în cursul nopții, după primirea mai multor apeluri pe numărul unic pentru apeluri de urgență, care semnalau faptul că mai multe autoturisme au rămas înzăpezite. Este vorba de 43 de autoturisme. Pentru a evita astfel de situații neplăcute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Ene al județului Bacău, recomandă cetățenilor să ia măsuri de precauție și să respecte anumite reguli de circulație și de comportament în caz de vreme severă. Dintre acestea se numără evitarea deplasării pe timp de viscol sau ninsoare puternică, informarea în prealabil cu privire la drumuri blocate, asigurarea echipamentului corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă, urmărirea la posturile de radio și TV a buletinelor meteorologice și recomandările autorităților, evitarea atingerii stâlpilor sau firelor căzute la pământ, evitarea adăpostirii sau trecerii prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcție. Pompierii Salvator Băcăuan merită toată aprecierea pentru curajul și implicarea lor în limitarea și înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase. Aceștia rămân mereu la datorie, pregătiți să intervină în sprijinul comunității. În urma fenomenelor meteorologice manifestate în cursul zilei de ieri, pompierii militari au desfășurat misiuni pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative. Astfel, în intervalul 4-5 aprilie, echipajele din cadrul subunităților din județ, precum și serviciile voluntare pentru situații de urgență, au intervenit în 32 de misiuni pentru degajarea arborilor căzuți. Din fericire, în niciuna dintre situații nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.
Pentru limitarea posibilelor pagube generate din insurile abundente, recomandăm ca parcarea autoturismelor să se efectueze în zone ferite, la distanțe sigure față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate. De asemenea, în cursul nopții trecute, forțele de intervenție au efectuat recunoașteri în teren în urma unor apeluri primite pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, care semnalau faptul că mai multe autoturisme au rămas înzăpezite. Vorbim aici de 43 de autoturisme. Inspectoratul pentru situații de urgență Maior Constantin Ene al județului Bacău solicită cetățenilor să respecte următoarele recomandări. Evita să porniți la drum pe timp de viscol și nisoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil ca pe traseul stabilit să nu fie drumuri blocate. Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă. Urmăriți la posturile radio sau TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților. Viscolul lovește județul Bacău. Drumuri blocate și localități fără curent electric. Județul Bacău s-a confruntat cu condiții dificile de iarnă pe sectoarele de drum național, iar echipa secției drumuri naționale Bacău intervine constant pentru deblocarea unui sector de drum afectat de zăpadă viscolită. Potrivit informațiilor de ultimă oră, 54 de utilaje de dezăpezire au acționat pe sectoarele de drumuri naționale pe timpul nopții, distribuind 679 de tone de sare și 1,1 tone de clorură de calciu. Pe lângă problemele de circulație, peste 70 de localități din județ au fost afectate de avarii la alimentarea cu energie electrică, cu un număr de 12.141 de consumatori fără electricitate în cursul dimineții. Echipajele de intervenție ale Delgaz Grid sunt pe teren pentru a remedia avariile și a restabili furnizarea de energie electrică cât mai repede posibil. În aceste condiții, autoritățile recomandă conducătorilor auto să fie prudenți în trafic și să ia măsuri suplimentare de precauție pentru a preveni eventualele incidente. Primarul Victor Laurențiu Neghină invită publicul la o seară de teatru cu o comedie spumoasă. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină invită pe toți locuitorii și vizitatorii orașului să ia parte la o seară de teatru la Cinema Capitol, marți 11 aprilie de la ora 18. Spectacolul ales este Iubiri Senile, o comedie spumoasă plină de umor, veselie și emoție. Pentru a participa la spectacol, publicul trebuie să dețină o invitație care poate fi ridicată începând cu miercuri 5 aprilie, ora 13. La Cinema Capitol. Fiecare persoană poate ridica maxim 2 invitații. Această inițiativă a primarului Neghină vine ca parte a eforturilor sale de a promova arta și cultura în rândul comunității din Onești și din județul Bacău în general. Teatrul este o formă de artă care aduce oamenii împreună și le permite să împărtășească experiențe și emoții unice. În perioada în care pandemia a limitat multe activități culturale, este cu atât mai important să sprijinim inițiativele care ne permit să ne conectăm cu aceste forme de artă. De aceea, această invitație la teatru este cu atât mai specială și ar trebui să fie cu siguranță pe lista de evenimente ce nu trebuie ratat de iubitorii de artă din zonă. Teatrul poate fi o experiență cu adevărat minunată și educativă, iar invitația primarului Victor Laurențiu Neghină este o oportunitate unică de a descoperi acest univers fascinant. Așadar, nu ratați această ocazie de a vă bucura de o seară plină de râs, umor și emoție la Cinema Capitol din Onești. Paula Seling aduce atmosfera divină în Onești cu un concert unic de pricesne de Paște. Cu ocazia sărbătoririi Paștelui, îndrăgita artistă Paula Seling va susține un concert de pricesne la Cinema Capitol din Onești pe 18 aprilie, începând cu ora 18. Biletele pentru acest eveniment sunt deja puse în vânzare și pot fi achiziționate direct de la Cinema Capitol. Concertul de Paște, susținut de Paula Seling, promite să fie un moment deosebit pentru toți cei ce vor să se bucure de muzica tradițională românească și să se roage pentru pace și armonie în această perioadă specială a anului. Artista va interpreta pricesne cunoscute precum și piese noi într-un stil unic, ce îmbină modernitatea cu tradiția. Cinema Capitol din Onești este pregătit să primească publicul într-un cadru intim și plăcut, unde se pot bucura de un sunet de calitate și de o atmosferă specială de sărbătoare. Locurile sunt limitate, așadar nu pierdeți ocazia de a vă asigura un loc la acest concert deosebit. Dacă sunteți în căutarea unei activități deosebite de Paște, vă recomandăm să vă achiziționați bilete pentru concertul de pricesne susținut de Paula Seling la Cinema Capitol din Onești.
Bărbat reținut de polițiști pentru uciderea unui câine cu intenție și fără drept. Un bărbat de 30 de ani din comuna Bârsănești a fost reținut de polițiștii biroului pentru protecția animalelor din Bacău sub acuzația de uciderea unui câine cu intenție și fără drept. Incidentul a avut loc pe 31 martie, iar polițiștii au fost sesizați de către un martor ocular. Din primele cercetări se pare că bărbatul conducea pe un drum din comuna Bârsănești când a lovit un câine provocându-i decesul. După incident, individul a părăsit locul faptei fără a încerca să ajute sau să ia legătura cu proprietarul câinelui. În urma sesizării făcute de către un martor ocular, polițiștii biroului pentru protecția animalelor au deschis o anchetă. După 3 zile de investigații și administrare de probe, polițiștii au decis să rețină bărbatul sub acuzația de ucidere a animalelor cu intenție și fără drept. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Bacău, iar cercetările continuă. Este important de menționat că uciderea animalelor fără drept și cu intenție este o infracțiune gravă, care poate fi pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, conform legislației în vigoare. De asemenea, acest incident arată încă o dată importanța respectării drepturilor animalelor și a legislației care le protejează. Este important ca astfel de incidente să fie tratate cu seriozitate de către autorități și să se ia măsuri eficiente pentru a preveni astfel de comportamente în viitor. Tot mai mulți trec pragul muzeului odată cu primirea în spațiu a Bibliotecii Oneștene datorită lucrărilor ce sunt în plină desfășurare la imobilul din Oitus 13. Poate puțin știu faptul că muzeul din Onești deține exponate unice în țară. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Numărul vizitatorilor a crescut, de fapt este într-o creștere continuă, pentru că exponatele prezente în muzeu ne recomandă și există o curiozitate pentru a le vedea și oamenii au tendința și dorința de a cunoaște istoria locală. Vorbeam înainte de a începe acest interviu de faptul că nu poate exista o localitate, un oraș, o comună fără a ști rădăcinile, nu? De unde vii și încotro mergi? Sigur că da, și doar intrând într-un muzeu și văzând efectiv exponatele și rămășițele trecutului nostru, realizez cât de importantă este de fapt această istorie și cam cât de evoluată era societatea cu mult înainte. Am făcut și noi înainte de acest material o scurtă trecere în revistă și ne-am bucurat de toate frumusețile care sunt aici adăpostite în cadrul muzeului și o să vă rog pe dumneavoastră să faceți o scurtă trecere în revistă. Sigur că da, vizitatorii noștri se pot bucura de exponatele care reprezintă paleoliticul, paleoliticul superior, se continuă apoi prin neolitice, epoca bronzului, epoca fierului și se continuă cu epoca migrațiilor și epoca medievală, terminându-se cu perioada primului război mondial. Și lucrurile bune, să zicem, nu se sfârșesc aici, pentru că în cadrul muzeului sau exponatele din cadrul muzeului sunt aduse, sunt găsite, descoperite fie în Onești și o să vă rog să dăm așa, că până la urmă știți cum e, nu ne știm trecutul, dar venim la muzeu și-l aflăm. Sigur că da, deci aici se pot găsi exponate descoperite pe întreaga Valea Trotușului. Onești, Târgu Ocnat, Târgu Trotuș, Viișoara, Bogdănești, și mai ales că în afară de filonul de sare, de exemplu de la Târgu Ocna, noi am mai avut un filon de sare de la Bogdănești, care evident în timp s-a epuizat și sarea era folosită foarte mult ca troc. Da, deci iată că avem multe zone în care au fost descoperite aceste exponate. Am văzut și din Gura Văii, din toate zonele adiacente, să zicem, Onești. Sigur, sigur că da, la Gura Văii, la Pătrășcani, Siliște, deci avem locuri bogate în istorie în zona noastră. Am văzut și câteva exponate unice în România și o să vă rog să ne povestiți un pic despre el și o să ne întoarcem și cu imaginile să vadă cei care ne urmăresc. Da, avem câteva exponate. Avem, de exemplu, un vas din ceramica Cucuteni, un rebut din cuptorul Olarului și mai avem câteva amforete care sunt folosite în ritualul de adorație. Avem, de exemplu, și câteva idoli zoomorfi, antropomorfi, tot de la Gura Văii, sigur că da.
Și, bineînțeles, nu putem uita, iată, expoziția aceasta de etnografie pe care o avem și avem o colecție destul de bogată, la care a contribuit foarte mult și domnul Ghiță Teacă. Deci. Vreau neapărat să facem o invitație pentru cei care ne urmăresc, atât elevii cât și părinți cu copii, să vină la muzeu. Să știți că am fost plăcut surprinsă că au venit de multe ori părinți și copii care au spus că le plângeau efectiv copiii pentru că voiau să vină să viziteze muzeul și le spuneau părinților, dar mi-ai promis că mă aduci la muzeu să-l văd, da, și trăgeau de părinți până când îi aduceau la muzeu. Și ca o surpriză, nici părinții nu văzuseră muzeul până la momentul respectiv. Deci și-au fost plăcut surprinși de ce au găsit aici. Pentru cei care ne urmăresc, de la cât pornește prețul unui bilet pentru un copil și pentru un adult? Deci, pentru grupurile organizate, prețul biletului este de 3 lei, iar pentru persoanele care vin individual, da, prețul este de 5 lei. Și programul, de când până când până și în ce orar? 8 până la ora 16, de luni până vineri inclusiv. Nu e nevoie de programare? Nu. Deci doar pentru grupurile organizate, mai ales în perioada programului școală altfel, da, pentru a nu se suprapune. Muzeul de istorie din Onești a fost înființat în anul 1962. În colecția muzeului sunt exponate de arheologie și istorie locală, unelte din silex și corn de la Târgu Ocna, materiale arheologice descoperite la Borzeș, Căbeș, Gutinaș, Guravăi, Bogdănești, Vișoara, vestigii medievale la Târgu Trotuș, colecții numismatice, colecție de obiecte eneolitice, aparținând culturii cucuteni și multe altele. Ziua Greciei a fost sărbătorită la Onești. Joi 30 martie de la ora 12, comunitatea elenă din Onești a sărbătorit Ziua Greciei. La eveniment a fost prezent și președintele Uniunii Elene din România, deputat în Parlamentul României, profesor universitar dr. Dragoș Gabriel Zisopol. Mai multe detalii în minutele următoare. Le spuneam colegilor noștri că am fost de nenumărate ori la comunitate, dar sunt un om care am făcut practică, student fiind în Onești și Moinești, pentru că am terminat petrol și gaze la Ploiești și fiind șef de promoție din 1992, am rămas acolo profesor universitar și acum, slavă Domnului, sunt membru al Academiei Române de Științe Tehnice și sigur și președintele Uniunii Elene din România, în care fac voluntariat de peste 30 de ani. Dragii mei, și acum vorbesc cu dumneavoastră acești frumoși elevi, care sperăm noi veți fi studenții de mâine, de ce nu și ai universității noastre ploieștene. Mă bucur să vă revăd pe o parte dintre dumneavoastră, pentru că faceți parte din filiala noastră din Onești, a comunității noastre, membra Uniunii. Pe majoritatea dumneavoastră vă văd pentru prima oară. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Spunem noi într-un sistem de educație non-formală, spunem noi cadre didactice, pentru a împărtăși din obiceiurile și tradițiile comune ale României și Greciei. Și sigur că am să profit de acest prilej să-i răspund și domnului director ajung și în ceea ce privește limba greacă și așa mai departe. Permiteți-mi totuși, deși facem parte din această organizație frumoasă, să-i mulțumesc doamnei președinte, așa cum spuneam, un om sufletist, un om extraordinar, pentru invitația pe care mi-a adresat-o și pentru posibilitatea, la rândul meu, să fiu astăzi alături de acești oameni minunați care sunteți dumneavoastră. Filiala noastră din Onești face parte din corolarul celor 20 de comunități teritoriale. Suntem peste 17.000 de greci membri ai Uniunii Elene din România cu acte în regulă și avem peste 15.000 de filoeleni. Și în felul acesta am încercat să răspund la una dintre întrebările ce s-au pus anterior. Suntem o organizație deschisă. De aceea vă dau un exemplu pentru dumneavoastră, în special cei tineri și foarte tineri, pentru că numai din această categorie avem astăzi membri alături de noi. De ce spunem că suntem o organizație deschisă? Și am să vă dau niște exemple. Avem 55 de ansambluri grecești la nivel național. M-am ocupat personal de acest lucru și doamna președinte vă poate confirma, dintre care 22 sunt membri ale Consiliului Internațional al Dansului UNESCO. Am adus României cea mai mare corolă UNESCO, din punct de vedere al tradițiilor transmise prin intermediul dansului. De aceea vă invit, pentru că la noi, în toate comunitățile teritoriale grecești, indiferent dacă sunteți aici în Onești sau veți fi studenți în altă parte, aveți posibilitatea să participați la manifestările noastre în regim de gratuitate. Tot ceea ce facem în cele 20 de filiale este în regim de gratuitate, de importanță majoră. Am discutat acum despre aceste ansambluri pentru că avem ansamblu Agoria care va evolua astăzi frumos pentru noi într-un context istoric pe care am să vi-l spun în câteva cuvinte. Și acum să discutăm de limba neogreacă. Aveți în fața dumneavoastră un profesor universitar. Eu sunt cel care m-am ocupat de introducerea în sistemul de învățământ românesc, un lucru foarte important, a limbii neoelene cu peste 10 ani în urmă, atenție la ceea ce vă spun,
ca limbă modernă sau maternă, cu posibilitatea de a fi predată în orice instituție de stat sau la sediile filialelor noastre, subliniez, repet, cu notă în catalog, dacă dumneavoastră doriți. Sistemul în care la ora actuală se predă religia în școli este cel pe care eu l-am gândit ca parlamentar pentru grecii din România. Un lucru foarte important. La ora actuală, diaspora grecească, deci Uniunea Elenă din România, și vă spun eu, omul care a făcut sistem, și ca deputat, și ca președinte al Uniunii. Deci sistemul în integralitatea lui legat de limba neogreacă în România este făcut de subsemnat. Deci orice întrebare aveți, îmi puteți spune. La ora actuală avem Olimpiada Internațională de Limba Neogreacă, unică în lume. Nici o altă diasporă grecească nu mai are o astfel de olimpiadă. Doamnelor și domnilor, cadre didactice special și stimați elevi, în fiecare an Olimpiada Internațională de Neogreacă, unică în lume, o organizez în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților. Nimeni în lume nu face acest lucru. Eu desfășor activitatea în această Comisie de Învățământ a Camerei Deputaților din anul 2008. Am fost vicepreședinte, în fine, etc., etc. În acest mandat sunt președintele Comisiei de Știință și Tehnologie din Camera Deputaților, de aceea vă aștept, dacă sunteți interesați, mici inventatori, să colaborăm. Cu câtva timp în urmă am primit echipa de robotică a României, cine va reprezenta Statele Unite ale Americii. Deci, atât limba greacă, stimate domnule director, să predă posibil în orice instituție. Avem cadre didactice plătite de statul român, plătite de Uniunea din România, dar și profesori plătiți de statul grec, care sunt profesori nativi. Când vom avea multe cereri de la dumneavoastră, vă trimitem profesori din Grecia. Eu sunt ploieștean. Cred că v-ați dat seama, fiind și profesor la Universitatea din Ploiești, de petrol și gaze. Noi avem în Ploiești 375 de copii care predau limba greacă. Mă refer la Ploiești. Avem peste 7000 de copii în România care studiază limba greacă. Weekendul viitor avem Olimpiada la Constanța. Avem 127 de copii calificați. Repet, știu sistemul pe de rost. M-am ocupat și după aceea am rezolvat foarte multe legi și vă dau un exemplu. Legea Culturii Naționale, Ziua Limbii Române. Și exemplele pot continua. Ziua Școlii Ardelene, Ziua Brâncuș, la care am fost unul dintre inițiatori sau co-inițiatori. După 10 ani am ieșit în fața Parlamentului și am făcut o lege pentru Ziua Limbii Neoelene. Deci, pe data de 9 februarie, apropo, diaspora greacă din lume are o zi dedicată Zilei Limbii Noelene, pe care am sărbătorit-o și la Academia Română și iată cu foarte multe fast, cu foarte mult fast, peste tot acolo unde este cazul. Ca atare, dragii mei, și acum discut cu dumneavoastră, am rezolvat sistemul până departe, în sensul în care aveți posibilitatea, dacă vă place limba neogreacă, să mergeți la Universitatea din București sau la cea din Iași, atenție, nu întâmplător vă spun, pentru că avem un departament de neogreacă la București și un lectorat de greacă la Iași, avem masterat pe limba neogreacă la București și avem profesor universitar care vă poate asigura și studii de doctorat. Am închis un ciclu. Profesorul Zisopol, pe care îl vedeți în față, a lucrat 15 ani la acest ciclu. Ca atare aveți deschise orice porți. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 6 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat, sunt posibile averse de ploaie, ce a locuri poate fi combinată chiar cu ninsoare, mercurul în termometre urcă până la valori de 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Vineri 7 aprilie, cerul va fi parțial înnourat, mercurul în termometre atinge valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.